Ну просто их много. Bună ziua la toată lumea, stimați reprezentanți ai mass media, stimați reprezentanți ai autorităților municipale, stimați colegi deputați și consilieri municipali din partea Partidului Politic Șor, dragi concetățeni și locuitorii sectorului Botanică, noi vă salutăm cu mare, mare drag din numele Domnului președinte al Partidului Politic Șor, al fracțiunii Partidului Șor în Parlament, din numele domnului Ilan Șor. Vă salutăm din numele colegilor noștri din partid și colegilor noștri din fracțiune. Suntem foarte bucuroși să vă vedem în această zi frumoasă aici, la evenimentul care este dedicat prezentării proiectului de reconstrucția și modernizarea pasajului subteran de la intersecția străzilor Dacia și Decebal. Cu toții cunoaștem că suntem inițiatorii nu pentru prima dată a astfel de proiecte și astăzi vom avea ocazia frumoasă să vedem ce înseamnă grijă din partea domnului Ilan Șor și din partea echipei noastre față de cetățenii. Astfel de un proiect deja a fost realizat în orașelul aeroportului. Dumneavoastră probabil cunoașteți despre acest lucru. Noi recent împreună cu colegi am fost acolo și am văzut că oamenii ne sunt foarte recunoscători pentru această inițiativă. Aceste proiecte reprezintă pentru noi în primul rând grija față de oamenii și în vârstă, și copiii, și tineretul, și toți cei care în fiecare zi utilizează aceste pasaje subterane. Vorbim despre condițiile care nu sunt în unele cazuri, ori în majoritatea de cazuri, satisfăcătoare. Noi credem că locuitorii municipiului Chișinău, dar și a țării întregi, trebuie să aibă condiții mai bune. Noi ne-am adresat la autoritățile municipale cu inițiativa ca să fie reconstruite mai multe pasaje subterane. Am primit acord din partea autorităților municipale, trebuie să recunoaștem că practic peste un an după adresarea noastră și noi sperăm că proiectul acesta o să devină cel mai frumos proiect al capitalei noastre. Astăzi, împreună cu domnul Ilan Șor, care o să fie în intervenția live, noi o să vă prezentăm toate detaliile acestui proiect minunat. Vorbim despre protecția și securitatea cetățenilor noștri. Am auzit despre diferite cazuri care s-au întâmplat și recent și care reflectă, din păcate, situația din capitală și din mai multe orașe ale țării noastre. Noi ne dorim din tot suflet ca practicile cele mai bune să fie implementate aici, așa că cei care o să realizeze acest proiect s-au consultat cu mai mulți specialiști din diferite țări europene. Pot să vă spun că proiectul acesta se seamănă foarte mult cu proiectele din Germania și le-am luat cele mai bune practici pentru pasajul acesta subteran, ca toate condițiile să fie pentru locuitorii capitalei noastre. Vrem să vă spunem că din cele mai mari priorități și din proiectul acesta vrem să punem, să vă accentuăm atenția pe diferite detalii.
și pe mai multe subiecte care sunt importante pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare categorie socială. Deci o să fie comodități și pentru oamenii cu dizabilități, o să fie un ascensor, un lift special pentru oamenii cu nevoi speciale. La fel o să fie instalată teracotă pentru oamenii nevăzători. Noi și agenții care realizează acest proiect planificăm ca să fie organizate mai multe expoziții culturale. Deci ne dorim ca proiectul acesta să devină într-adevăr cartea vizită a capitalei noastre și a Republicii Moldova. Noastră o să vedeți că și pasajul acesta subteran a fost făcut în stilul aviatic, în stilul aeroportului, pentru că ne aflăm pe drumul spre cel mai dezvoltat proiect al țării noastre, aeroportul Chișinău, și noi ne-am gândit că o să fie foarte frumos ca și pasajul acesta subteran să fie realizat anume în stilul acesta. Și am făcut tot posibilul ca cetățenii noștri să se simte comod trecând prin acest pasaj subteran. Aș vrea încă o dată să vă spun că sunt diferite detalii tehnice care totuși o să vi le citesc pentru că sunt importante. Cel puțin noi credem că proiectul care o să fie realizat în curând, într-adevăr, o să fie unicul proiect în țara noastră. Cel puțin noi nu am văzut astfel de pasaje subterane până acum. Și o să facem tot posibilul ca să devenim exemplu bun de urmat și pentru alte pasaje subterane. Mai mult ca atât, desigur că așa cum și am menționat, noi suntem gata și ne dorim foarte mult ca și alte proiecte să fie realizate la inițiativa noastră. Și următorul proiect care noi tare ne dorim ca să fie realizat în capitală, să fie următorul pasaj subteran și deja să fie realizat în stilul orhian. Cel puțin acest lucru noi am discutat cu oamenii din orașul și din raionul Orhei. Iar astăzi dumneavoastră o să vedeți în scurt filmuleț, în video care a fost realizat de echipă proiectanților, în care dumneavoastră o să vedeți ce a fost gândit pentru locuitorii sectorului Botanică, dar cred că și pentru toți locuitorii capitalei noastre. Eu pe scurt o să vă citesc cele mai importante detalii tehnice. Eu cred că nu trebuie să vă povestesc foarte mult de ce are nevoie acest pasaj subteran, pentru că noi vedem că nu este în starea satisfăcătoare și noi suntem nevoiți să constatăm lipsa mai multor condiții. Totodată o să facem tot posibilul și din proiectul acesta dumneavoastră o să vedeți că toate detaliile sunt gândite. Și proiectul și conceptul de reconstrucție a pasajului va rezolva aceste probleme și include următoarele momente. Construcția acoperișului deasupra pasajului subteran pentru comoditatea oamenilor și în cazul timpului mai rău de afară. Amenajarea diferitor spații pentru comoditatea persoanelor. Instalarea rampelor electrice pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pasaj aerian. Lucrul în relief prin crearea platformelor orizontale și construcția scărilor combinate cu rampe pentru persoanele cu nevoi speciale. Asigurarea cu iluminat pe timp de noapte. Extinderea zonelor verzi prin crearea terasamentelor artificiale, peluze și răzoare de flori. Instalarea băncilor și a coșurilor de gunoi. Instalarea balustradelor pe scări și a stâlpelor de delimitare pentru mașini. Instalarea unui strat tactil, blocuri braile pentru pietonii cu deficiență de văz. Ideea arhitecturală este următoarea. Acoperișul plutitor al trecerii semnifică aripile unei păsări.
Pereți căptușiți cu piatră caldă, parcă ar fi smulși din structură și geamuri fără rame. Utilizarea materialelor moderne va facilita întreținerea și deservirea durabilă a acestui obiect. Deci, pe scurt, acestea sunt detalii importante despre pasajul nostru subteran și acum eu aș vrea ca alte detalii și ideea globală a acestui proiect să fie prezentată de nimeni altul decât președintele Partidului Politic Șor, care este deja pe fir și care tare își dorește să vorbească cu toți dumneavoastră în primul rând. Și acum noi vom face legătura cu domnul Ilan Șor. Добрый день, дорогие друзья! Bună ziua, domnul președinte! Bună ziua! Bună ziua, mulțumim, дорогие друзья! Я хочу, во-первых, сказать большое спасибо, что вы сегодня пришли на нашу маленькую презентацию. Вы знаете, что год назад по инициативе нашей команды и депутата парламента Петру Жордан нашей командой был отремонтирован пешеходный переход в городке Аэропорт. Сегодня, на наш взгляд и на взгляд многих жителей, это является эталоном и лучшим пешеходным переходом в нашем городе, и мы этим безумно гордимся. Сегодня по инициативе наших муниципальных советников и нашей кишиневской команды мы приняли решение инициировать еще один проект по тотальному ремонту и благоустройству данного пешеходного перехода, возле которого мы находимся. Я хочу сказать, что я думаю, что это будет для Кишинева уникальный проект и с точки зрения красоты, и с точки зрения технической. Мои коллеги расскажут о тех новшествах, которые будут привнесены в данный проект. Я уверен, что мы сумеем сделать лучший проект в городе. Мы планируем реализовать еще несколько проектов, о которых мы расскажем позже. И, дорогие друзья, сегодня мне очень хочется и сказать, что это пример того, что только созиданием реализации проектов мы можем восстановить наш город и нашу страну. Ни ссорами, ни распрями. Спасибо. Ни ссоры, ни распри, ни политические конфликты людям ничего не дадут. Людям нужны конкретные дела, конкретные реализации, то, чем занимается сегодня партия ШОР и будет заниматься впредь. Я очень рад, что у нас есть возможность реализовать данный проект. Мне очень приятно. Я уверен, что и впредь мы будем двигаться вперед и делать так, чтобы наш город Кишинев стал самой красивой столицей СНГ, Европы и мира. Дорогие друзья, нашей командой был выбран специально определенный дизайн данного пешеходного перехода. Мои коллеги, я думаю, уже скажут об этом. Но обязательно обещаю, что в Кишиневе очень скоро появится еще один пешеходный переход, который будет символизировать наше сердце Молдовы, наш самый красивый город страны, наш Аргеев, который мы хотим, чтобы кишиневцы всегда помнили, что в нашей стране есть такой маленький город, который очень гостеприимный и всегда ждет всех в гости, когда вам это будет удобно. Спасибо вам большое. Mulțumim foarte mult, domnul președinte, și vom continua prezentarea noastră cu detaliile tehnice. Vă salutăm, sunt aici colegii noștri, domnul Chimici, consilierii municipali, domnul Climenco și domnul Burgugi. Este la noi în ospiția și doamna prietor, doamna Diana Cuba și locuitorii sectorului Botanică. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția noastră, pentru acest proiect și pentru cuvintele calde pentru Chișinău. Дорогие друзья, я уверен, что вместе мы сумеем делать очень много. Спасибо большое!
Vă mulțumim foarte mult și o zi bună! Deci, dumneavoastră ați auzit chiar de la inițiatorul acestui proiect, de la domnul Ilan Șor, despre detaliile generale și despre detaliile importante a acestui proiect. Noi suntem mândri de echipa noastră de deputați și de consilieri care sunt inițiatorii și la fel promotorii acestui proiect. Domnul președinte Ilan Șor a menționat despre colegul nostru, domnul Jordan, care a fost cel care a fost foarte activ în realizarea proiectului pasajului subteran din orașelul aeroportului, dar trebuie să vă spun și despre insistența colegilor noștri, domnului Climenco și domnului Burbugi, privind proiectul acesta. Noi suntem bucuroși că totuși s-a primit, că noi am primit această posibilitate ca proiectul dat să fie realizat. Cu siguranță, el o să fie proiectul cu care dumneavoastră o să vă mândriți, o să devină carte de vizită a sectorului botanică și noi cu mare, mare plăcere o să organizăm aici mai multe evenimente culturale și aici eu cred că domnul Himici, colegul nostru deputat în Parlament, o să vă povestească la fel în mai multe detalii importante. Iar noi vă dorim tuturor multă, multă sănătate și acest proiect la fel este legat de sănătatea și securitatea cetățenilor noștri. Noi știm că cu dumneavoastră împreună noi o să facem lucruri frumoase și să continuăm dezvoltarea capitalei noastre și o să fie, așa cum a spus domnul Ilan Șor, că capitala noastră o să fie cea mai frumoasă din țările CSI, din țările Europei și din toate țările lumii. Acum, vă mulțumesc! Acum, având în vedere importanța momentului, eu aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei pretor a sectorului botanică, doamnei Diana Cubă, care astăzi este alături de noi la acest eveniment. Vă rugăm, doamnă Diana! Bună ziua, stimați locuitori ai sectorului botanică! Bună ziua, stimați locuitori ai sectorului botanică! Ca pretor executiv al sectorului botanică, vreau să spun că inițiativa este binevenită. Eu sper că celelalte partide vor prelua inițiativa aceasta și vom construi un sector frumos al Chișinăului. Vom reconstrui, îl vom face frumos, liniștit și important, da. Vă doresc o zi bună și sper să fie un pas cu dreapta să facem un subteran extraordinar pentru oameni, locuitorii sectorului botanic. Acum o să oferim cuvântul domnului Climenco, consilier municipal al primăriei Chișinău și președinte de onoare al partidului politic Șor, omul care a muncit foarte mult și a făcut foarte mult ca noi cu dumneavoastră să fim astăzi aici și cu insistența lui i-a convins pe toți că pasajul acesta trebuie să fie reconstruit. Domnul Climенко? Я ж не Леонид Ильич, что вы это самое. Значит, в чем фишка нашего сегодняшнего с вами мероприятия? Она заключается в том, что ту традицию, которую закладывает в Молдове партия Шор, она постепенно переходит на землю столицы Молдовы. Я говорю о традиции, которая заключается в выработке моды на современные инфраструктурные проекты и реализации этих современных инфраструктурных проектов. Этот опыт был зарожден в Аргееве,
казалось бы, мелочь. Пешеходные переходы в Аргееве, которые покрашены асфальт в белый и в красный цвет, и лампы сверху, которые освещают этот пешеходный переход ночью. Это все позаимствовано нашими специалистами, нашими людьми из многих европейских стран. Мелочь, но она очень хорошо смотрится, и она способствует безопасности пешеходов на дорогах. Многие другие инфраструктурные проекты, которые сегодня реализованы в Аргееве, по этим лекалам, по этой формуле мы двигаемся в Кишинев. Почему мы не кинулись ремонтировать этот подземный переход, как это было сделано в некоторых секторах нашего города? Мы хотели сделать так, чтобы это было достойно, чтобы это было так, как нигде у нас в Молдове. А для этого надо было подумать, осмыслить. Ну, видите, вот картинки, да? Вот представьте, мы навели порядок в пешеходном переходе, там все сверкает, блестит, а лестницы остаются вот такие, а вот эти кусты остаются вот такими. А проблемы того, как людям с ограниченными возможностями на колясках, как им перебраться на ту сторону. Кому-то в Макдональдс может пойти там эту бургер покушать. Как? И мы тогда приняли решение, что эта проблема должна решаться в комплексе не только под землей, а и над землей. Надо благоустроить подходы к этим подземным переходам таким образом, чтобы они должны были быть удобны и рядовым кишиневцам, и тем, кто, к сожалению, волей судьбы обстоятельств сегодня передвигается на колясках. С одной стороны, а с другой стороны, это должна быть архитектурная изюминка. Это должна быть красивая форма, архитектурная форма, которую видно со всех уголков этого перекрестка и которая украшает город. И вот мы пошли по этому пути. Несколько задержались, потому что хорошие идеи, на них надо время. Наши проектировщики, архитекторы, дизайнеры проблему решили блестяще. Сегодня надо закачивать рукава и начинать работать. И сделать так, чтобы быстро, качественно этот проект был реализован. Иван сказал правильно. Следующий подземный переход должен быть посвящен Аргееву, который сегодня является двигателем инфраструктурных проектов у нас в стране, прогресса такого инфраструктурного, потому что везде, повторяю, вот отремонтировали на Олега Руссо, на Рыжкановке, отремонтировали подземный переход, через два дня пошел дождь и по колено воды. Ну что, кому нужны такие ремонты? Мы хотим, чтобы это был показательный подземный переход для всех. Если какая-то компания хочет сделать подарок Кишиневу, она должна будет прийти сюда, посмотреть и сказать: «Да, я это могу». Или сказать: «Нет, я это не могу, и не надо позорить наш город теми работами, которые выполняют там некоторые мастера. Лучше не надо вот этой халтуры. Уйдите в сторону, придут те, кто сможет это сделать». Вот такова логика наших действий, логика действий партии ШОР, которая говорит: сделаем и делает. В отличие от многих, которые 30 лет говорят: сделаем и нифига. Спасибо вам. Вам мультимим фарте мульта, дону Клименко. Си акум деспре alte detalii importante acestui proiect, dar și sper că totuși despre inițiativele noastre culturale și tot ce este posibil de organizat în astfel de pasaj subteran pe lângă doar simplă trecere, o să vă povestească colegul nostru drag, domnul Igor Himici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună ziua! Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, представители масс-медиа. И еще раз добрый день, с огромным уважением к вам, уважаемые жители нашей любимой столицы, города Кишинева, жители сектора Ботаника.
Вы знаете, можно говорить очень много. Можно делать очень много популистских заявлений, которые ни на чем не основываются. Но я скажу, что я счастлив. И мое счастье, оно обосновано. Обосновано тем, что проекты, инициированные нашим лидером Илоном Шором, проекты, которые поддерживаются всей командой партии Шор, наконец-то достигли Кишинева. И все то, что когда-то Илон Шор и его команда начали в Аргееве, потом потихоньку мы начали перемещаться по стране, и сейчас мы пришли в Кишинев, и нам не надо никому ничего доказывать. Пускай доказывают те, кто за 30 лет убил наш город, убил нашу любимую столицу. А мы сегодня не доказываем, а показываем. Показываем то, что мы можем, мы знаем как, и очень быстро мы можем реализовать те или иные проекты, которые обозначены нашим лидером Илоном Шором. Вот это главное. То, что касается данного подземного перехода, я могу сказать, что это грандиозный проект. Грандиозный заключается потому, что от этого зависит здоровье людей. Это очень важно, дорогие друзья. И далее, если говорить, как моя коллега Марина Талбер сказала, о культуре, да, это и культура в том числе. А почему нельзя сделать в таком хорошем, современном подземном переходе картинную галерею? Ведь можно. Можно, и к этому есть все предпосылки. И это будет. И безопасность будет соблюдена, и здоровье наших граждан будет соблюдено. И люди, когда будут спускаться в этот подземный переход, на самом деле они будут чувствовать себя людьми, а не то, что происходит сейчас. И я очень надеюсь на то, что далее будет больше и больше. И все то, о чем заявляет наш лидер Илон Шор и на себя берет ответственность партия Шор, будет исполнено в кратчайшие сроки и в полном объеме. Как было сказано, надо не заниматься политикой, а закатать рукава и идти работать. В принципе, это то, чем мы и занимаемся. Спасибо. Mulțumim foarte mult, domnul Himici, și acum cu mare plăcere aș vrea să-l invit la microfon colegul nostru din Consiliul Municipal Chișinău, președinte al Organizației Teritoriale Botanică din partea Partidului Politic Șor, persoană pe care dumneavoastră toți îl cunoașteți și cu siguranță cred că noi toți o să recunoaștem că este unul dintre cei mai tineri și ambițioși politicieni din Republica Moldova, care a făcut deja foarte și foarte mult pentru sectorul botanică și pentru municipiul Chișinău, prin inițiativele lui, prin insistența lui și, pot să vă spun, și prin dăruire de sine lucrului nostru comun. Vă mulțumim pentru asta și vă rugăm la microfon domnul Sergiu Burgugin. Mulțumesc frumos, stimată deputată Marina Tauber, pentru așa prezentare frumoasă, pentru apreciere, pentru susținere. În primul rând vreau să vorbesc ca locuitor al sectorului botanică. Noi suntem foarte bucuroși și mulțumiți pentru faptul că botanica are a doilea pasaj subteran, care o să fie reparat de Partidul Politic Șor sau la inițiativa Partidului Politic Șor, și la inițiativa liderului nostru, Ilan Șor. Mulțumim! Вы знаете, наши жители ботаники давно мечтают жить, как сегодня люди живут в Аргееве. Мы достойны с вами, конечно же, лучшей жизни. Мы с вами на встречах говорили об этих условиях, об этих изменениях.
Наконец-то и центральная ботаника дождалась, и у нас появится самый красивый, самый современный, самый безопасный подземный переход у нас в секторе ботаника. С этим я вас поздравляю! Очень важно донести до каждого жителя Кишинева, до каждого жителя ботаники, что у нас сегодня появляется частичка Аргеева. Это будущий, современный, обустроенный, красивый подземный переход. И очень важно донести до каждого жителя, чтобы мы смогли это сохранить, эту красоту, то, что будет подарено жителям Кишинева. Как сказал Илон Миронович на День города, если бы каждый политик держал бы слово, то у нас бы в Кишиневе все проблемы города были бы решены. Поэтому искренне выражаю признательность от жителей нашего сектора, как житель ботаники, как председатель территориальной организации и как муниципальный советник за эту прекрасную инициативу. Спасибо! Конечно же, следует говорить о культуре. Вы то поколение, которое родилось и выросло в Советском Союзе. Вы нам передали тот опыт, который у вас есть. Вы воспитываете своих внуков и детей и воспитали правильно, так как нужно, по всем стандартам, европейским, советским. Любить и уважать свою родину, любить и уважать свой населенный пункт, где ты живешь и проживаешь, ухаживать, озеленять город. Поэтому мы обязаны с вами защитить и отстоять все добрые проекты и социальные инициативы, которые сегодня делаются партией ШОР для города Кишинева. Спасибо! Mulțumim foarte mult, domnul Burguji. Așa cum și am spus, este unul din cei mai activi colegi din Partidul Politic ŠOR, este foarte tânăr, foarte ambițios și eu mă bucur și mă mândresc de întreaga echipa noastră, care este condusă de cel mai tânăr și cel mai ambițios și cel mai de succes lider, domnul Ilan ŠOR, care a făcut deja foarte și foarte mult pentru Republica Moldova, pentru mai multe localități unde noi suntem ca administratori, deci unde primarii sunt din partea Partidului Politic ŠOR, deja suntem peste 60 de primării și un consiliul raional, unde noi cu plăcere demonstrăm capacitățile noastre manageriale, care sunt preluate ca exemplu bun de la domnul Ilan ŠOR, cel mai bun gospodar și cel mai bun manager și cel care cu siguranță în curând va conduce țara noastră în calitate de prim-ministru, atunci întreaga țara noastră o să fie dezvoltată, reparată, frumoasă și o să trăim mai bine decât în diferite țări ai CSI, ai Europei sau alte societăți internaționale. Și vreau acum cu mândrie să vă prezint acest clipuleț, acest filmuleț care a fost realizat de proiectanții, așa cum am spus, ca să vă demonstrăm ce a fost pregătit pentru locuitorii sectorului Botanica și locuitorii municipiului Chișinău la inițiativa domnului Ilan ŠOR și cu siguranță dumneavoastră o să puteți să comparați ce este acum și ce o să fie. Așa cum a spus domnul Climenco, ne-a luat un pic de timp pentru realizarea acestui proiect, dar noi suntem inițiatorii proiectelor doar calitative, așa că toată țara să se mândrească de ei. Și dumneavoastră o să vedeți ca și materialele noastre și în genere idee este într-adevăr superbă și a avut nevoie de timp și de muncă și de lucrul minuțios a celor care a făcut și a realizat acest proiect. Este într-adevăr o surpriză plăcută pentru chișinăuieni. Eu la fel am fost născută în Chișinău, deși am fost și primar în comuna Jora de Mijloc și petrec mult timp în Orhei. Pot să vă spun că inima mea acum se bucure de acest proiect. Sunt într-adevăr încântată de ceea ce eu am văzut și acum și dumneavoastră o să vedeți
Și vrem să vă spunem că ceea ce face Ilan Șor și echipa noastră este făcut cu toată dragostea pentru dragul nostru și iubitul nostru Chișinău. Vă rog atenția la ecran! Хочу обратить внимание, пешеходе будет и бесплатный туалет. То есть думать надо о людях, когда город идет. Да? Иногда под кустиками смотришь там, безобразие. А вот такие все переходы должны быть. Самое главное, чтобы... Особенно, да, вот так надо решать вопрос. Poți fi instalate de camere de luat vedere, desigur că, pentru că noi o să avem toată grijă până la urmă de cetățenii noștri și desigur că de acest proiect, care trebuie să fie păstrat, care trebuie să fie curat, care trebuie să fie mereu în ordine pentru toți dumneavoastră. Iar noi vă mulțumim încă o dată, stimați concetățeni, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, stimați reprezentanți ai presii, noi suntem încântați că astăzi dumneavoastră și întreaga societate au văzut proiectul acesta frumos care este inițiat de domnul Ilan Șor și de echipa noastră și vreau să vă spun că atunci când Ilan Șor și echipa Partidului Politic Șor o să fie la putere, atunci noi cu dumneavoastră o să vedem toată țara la fel de frumoasă cum noi am văzut-o astăzi în acest clipuleț. Cel puțin orașul Orhei, raionul Orhei, Taraclia, deja sunt așa și a venit timpul să fie la fel de frumos și capitala noastră. Vă mulțumim și victoria nouă tuturor! Acum vă invităm ca să mergem toți împreună și să vedem în ce stare este pasajul subteran acum, ca dumneavoastră să puteți să comparați ce o să fie în continuare. Vă mulțumim și o zi bună!
Iată, toți dumneavoastră vedeți ce este acum. Și, în scurte, o să fie așa cum este în imagine. Așa trebuie să fie toate pasajele subterane din țara noastră. Таким должен быть весь город. Și, как мы показали. Că... Așa trebuie să fie. Pentru asta, noi trebuie să fim prezenți în toate orașele și în toate localitățile țării noastre. Suntem bucuroși, suntem încântați. Iată ceea ce noi vedem astăzi, ceea ce ați văzut acolo. Și în curând, dumneavoastră, cunoașteți că noi ne ținem de cuvânt. În primul rând, liderul nostru, Ilan Șor, se ține de cuvânt. Ca demonstrație, sunt mai multe proiecte frumoase realizate de dumnealui sau la inițiativa dumnealui și pasajul subteran în orășelul aeroportului și Orfeland și multe alte proiecte care au devenit simbolurile Republicii Moldova, simbolurile altei vieți, viitorului mai prosper și eu cred că noi cu dumneavoastră o să fim martori când toată țara o să fie așa. Republica Moldova trebuie să fie cea mai frumoasă și cea mai dezvoltată. Vă dorim multă sănătate, stimați concetățeni. И в самом скором будущем вы увидите вот эти изменения, которые произойдут реально очень быстро, и будет все по-новому, и сектор ботаника заживет по-новому, и впоследствии и наша дорогая столица заживет по-новому, а потом и в будущем вся страна заживет по-новому, потому что партия Шор взялась за дело. Да, мы вдруг знаем, когда будут начаты лукările и как вам коста акестя. Eu nu pot să vă spun despre prețurile, pentru că acest proiect este realizat de o companie care cu siguranță o să vină cu detalii și la fel o să ne spună când concret se vor începe lucrările. Eu știu din partea partenerilor că ei sunt gata să înceapă lucrările și astăzi. Depinde de unele hârtii și documente și avizuri care trebuie să mai fie luate din partea autorităților municipale. Ei sunt gata, dumneavoastră ați văzut proiectul, totul este foarte bine gândit, așa că sperăm că o să fie toată deschiderea în continuare din partea primăriei municipiului Chișinău și partenerii noștri o să poată să înceapă cât de curând posibil, iar noi o să putem cât de curând posibil să vă invităm la inaugurarea acestui proiect. Dacă nu este suma, de unde atunci finanțarea? Încă o dată, este o companie care a dat acordul să realizeze acest proiect, un agent economic. Și acest agent economic are deviz de cheltuieli, are suma estimativă, eu nu cunosc această sumă. Și dacă agentul economic și compania putare o să vrea, ei o să dea aceste detalii. Eu nu pot să divulg aceste detalii, dar nici nu le cunosc. Mersi foarte mult! Vă mulțumim foarte mult!